Am revenit în direct, dosar de politician, să discutăm despre banii președintelui Iohannis. Mai în glumă, mai în serios, Dragnea, ați văzut cum desena el pe tablă că are nevoie de bani să tripleze pensiile și, neavând bani, umblă după banii președintelui Iohannis. Este un scandal monstru între ministrul de finanțe Teodorovici și șeful ANAF-ului, Mișa, fost și el ministru al finanțelor. Cei doi dau măgăreața unul pe celălalt, la mijloc este Dragnea. Care este măgăreața? Este executarea sau, practic, recuperarea sumei de 380.000 de euro pe care președintele României ar trebui să o dea. Nu este clar cui trebuie să o plătească președintele României, ANAF-ului, administrației, cum să spun eu, fiscale din Sibiu, nu e foarte clară. Cert este că de 2 ani de zile, cei de la Ministerul de Finanțe, spune Mișa, cei de la Ministerul de Finanțe spune că ANAF ar fi trebuit să se ocupe de 2 ani de zile de executarea și de identificarea, de rezolvarea acestei chestiuni fiscale care îl privește pe Klaus Iohannis și privește, de fapt, familia președintelui României. Dragnea țipă după bani, o să-l vedem acum. Și scandalul este monstru, pentru că Teodorovici, ministrul de finanțe, spune că dacă Mișa îl mai contrează și nu face ce i-a spus el să facă pe tema asta cu banii, vrea să-l schimbe din șefia ANAF-ului. La mijloc, repet, este Dragnea, care țipă la cei doi subalterni politici să rezolve chestiunea asta și să-l execute pe președinte. I-a cerut lui Ionuț Mișa și ministrului de finanțe să recupereze banii pe care îi datorează Klaus Iohannis statului. S-a mai întâmplat ceva de când ați făcut dumneavoastră apel? Ați avut vreo discuție cu aceștia? Ați avut vreun demers? V-au făcut un raport? Ați avut vreo discuție? Cum n-ați văzut dumneavoastră, n-am văzut nici eu. Am văzut apeluri publice pe la televizor să meargă Iohannis de bună voie să depună banii. Eu aștept ca statul român și principal Ministerul de Finanțe, pentru că statul român poate fi reprezentat de către Ministerul de Finanțe, de către ANAF, să facă demersurile necesare pentru ca acești bani să vină la statul român, nu să stăm 2 ani de zile sau să stea 2 ani de zile, să mai stea încă 2 ani de zile sau nu știu câți ani de zile învârtindu-se în jurul unor chichițe avocățești, notariale sau de altă natură. Acolo lucrurile sunt foarte clare. Aștept și eu cu foarte mare curiozitate ce va face Ministerul de Finanțe. Da, ați văzut nuanța. Dragnea pasează povestea la Orlando Teodorovici, pe care îl așteptăm cu interes să intervină în emisiune dacă dorește să facă niște clarificări, dar îmi bucura. Deci acum îl remaniază ăștia. Eu cred că Dragnea cred că vrea să schimbe pe Teodorovici. Asta este senzația mea. Pentru telespectatorii tăi care sunt convins că sunt oameni deștepți și vor să știe și lucruri de culise, trebuie să spunem câteva chestiuni care au fost și s-au întâmplat în procesul de numire și al lui Orlando Teodorovici la minister, și al lui Mișa la fisc și așa mai departe. Deci, în ciuda faptului că Mișa a făcut niște gafe enorme, să ne amintim cât a fost ministru de finanțe, a provocat căderea leului, bursei, cu piloanele de pensie, a fost monstruos cât a plângea fost. Plângea la televizor cu fetițele, L-au dat înapoi, l-au tras pe linie moartă și s-a propus și s-a numit în guvernul ăsta 3 al lui Viorica Dăncilă ministru de finanțe. În orice guvernare sănătoasă la minte și normală, ministrul de finanțe își propune, își numește și face echipă cu șeful fiscului. Logic. Așa funcționează. Nu poți să pui un PSD-ist și un penelist acolo să-și dea la joale, că nu funcționează nimic. Când a venit la minister Orlando Teodorovici, a făcut și el o listă scurtă. Ca să ne înțelegem, în top favoriți era un domn, Sorin Giuvelea, acum e pe la ministere, nu știu pe unde, era fostul șef de la ANAF sector 5, a ajuns pe la minister și care a fost propunerea și susținerea lui Teodorovici pentru ANAF în ideea de a face echipă și a dat drumul la așa zisele reforme în domeniul fiscal. Cu care a venit el la pachet. Okay, bun. Până să semneze Orlando, cum era normal ca ministru, cu cine vrea să lucreze, i s-a dat în plic reîntoarcerea în minister, și anume la finanțe, a domnului Mișa. Susținut domnul Mișa de un grup extrem de mic, dar foarte zglobiu, de oameni de afaceri din zona Constanței, acolo de unde dânsul chiar vine, păi și care, grupul în vremurile noastre extrem de activ pe la București, deși e de la Constanța. Îl găsești prin toate, cu grupul ăsta, ca să rămânem așa la idee, îl găsești prin toate cârciumile din Nord, într-o mașină de lux, de vreo 200.000 de euro, grupul e pe aici. E, grupul l-a adus și pe Mișa. Mișa
are treabă, n-are el de gând să intre în meciuri cu securiștii care îl susțin pe Iohannis, să ia banii lui Iohannis. Oricum e o chestiune eminamente de imagine, pentru că fiscul nu se ridică așa peste noapte încasând banii lui Iohannis. Că nu vorbim de niște sume enorme. Bugetul României nu e secătuit că nu s-a recuperat suma lui Iohannis. E secătuit de multe alte nerecuperări. Dar Mișa are alte treburi și nu-i trebuie, ca să spunem clar. Mișa nu vrea scandal cu cei din jurul președintelui. Ca să rămânem la ideea asta. Cei din jurul președintelui. Păi nu înțelege și Dragnea că Mișa are treabă. Da, Orlando Zăracu, de ce vă îl pun pe ăsta? De ce îl forțează? Aici ați confirm informația. Da. Prietenii lui Mișa, da, care l-au adus la București și l-au făcut șef ANAF-ului, au treabă. Da. Și oamenii înțeleg. Cu legea offshore-ului, cu multe alte lucruri. Oamenii înțeleg ce înseamnă treabă. Deci, cu alte cuvinte, n-au chef băieția de banii lui Iohannis. Degeaba țipă, da, și urlă Dragnea, nu are corespondent. Da? Da. De fapt, nimeni nu are chef de dosarul ăsta. De-aia nici ANAF-ul, nici Ministerul de Finanțe nu s-au ocupat serios și și-au pasat unuia răspunderea, unul altuia răspunderea. Iar Dragnea speculează dosarul ăsta împotriva lui Iohannis, fiindcă Iohannis e dușmanul oficial al lui Dragnea. Dacă ar dispărea Iohannis, cu cine s-a mai luptat Dragnea? Doar cu propriile lui dosare penale, ceea ce e destul de greu de luptat. Deci, da, singur... principiul cu banii, care e o întreagă discuție, acum intrăm pe fondul poveștii. Principiul, da, pe invocat de Dragnea este, băi, dacă primul om în stat nu își plătește ce are de plătit, ce mai zice unul de pe stradă, da? Principiul e corect, da, aici e punctul slab, unul din punctele slabe are lui Iohannis. Probabil că, la un moment dat... Pe de altă parte, oameni buni, dacă tu nu primești de la fisc o citație că trebuie să dai niște bani, ești nebun să începi să plătești niște bani dacă nu există o impunere, dacă nu există o chestie legală, clară. Nici n-ar fi legal. Cum ar fi ca președintele României să bată la ușă, să spună, domnule, am venit cu punga de bani sau am transferul bancar, dați-mi contul. Parcă vreau te-a spun, cu domnule, singur, adică... Da, ai... Vreau să spună ce cont, domnul Iohannis. Da, dumneavoastră, nu știu, vine ANAF să plătiți taxele și impozitele? Nu știu, noi ne ducem, declarăm. Ne ducem și plătim la ANAF, dacă nu plătim ne cur penalități. Aici dacă... nu este vorba de impozit din venituri salariale, doamne. Este vorba de un litigiu. Este o datorie la stat, adică s-a dar trebuie să vină un titlu executoriu ca să știm unde să plătim. Că hotărârea judecătorească scrie se dispune repunerea în situația anterioară. Deci odată ce s-a dispus repunerea în situația anterioară, tu ca stat fiind redevenind proprietar, evident că ți se cuvin și fructele pe care le-ai încasat. Dar ei... Doamnă, n-au trecut nici în cartea funciară, nu s-a trecut statul nici de 2 ani de zile. Dar nu are relevanță trecerea în cartea funciară, pentru că faptul că ești în cartea funciară este pentru opozabilitate. Față de terți. Nu este pentru a fi valabil titlul de proprietate al statului. Statul are titlul de proprietate direct în temeiul hotărârii judecătorești. Deci de ce ne-au luat bani de 2 ani de zile pentru dacă lucrurile sunt așa de simple? Pentru că fiecare are dreptate. Iar deci eu, da, are dreptate. Domnul Mișa nu vrea să-l supere pe domnul Iohannis. Iar Ministerul de Finanțe, nu știu dacă domnul Teodorovici sau cineva de pe acolo, zice, de ce să mă bag eu când aș putea să stau cu minte că nu știu ce mi se întâmplă, da, că uite... Eu... Și... Domnul Teodorovici tocmai vrea să-l arunce în groapa cu lei, da, pe Mișa pe care îl iubește și dă vina pe el. Statul român e reprezentat de ANAF în orice situație în care vorbim de bani. Și ANAF-ul cine e? Păi și Dragnea, de ce are treabă cu Orlando? Dragnea țipă și îl atacă pe Orlando de la Ministerul de Finanțe, când de fapt chestiunea fiscală... Mai este o problemă, pentru că domnul Mișa, să știți că după hotărârea domnului Iohannis a fost ministru de finanțe. Deci dacă era atât de curajos și chiar credea el că o face Ministerul de Finanțe, de ce nu a făcut-o atunci? Dragi invitați, a fost la Ministerul de Finanțe ministru. Eu nu cred că există portărel de la fisc în stare și ar să aibă curajul să-l execute pe Iohannis. Pentru că să ne înțelegem, am văzut ce i s-a întâmplat lui Horia Georgescu. Este exemplu viu. I s-a făcut un dosar, pe principiul ăsta nu trebuiau președinte să existe nici judecători care să pronunțe o hotărâre împotriva familiei Iohannis. Eu nu sunt de acord. Păi judecătorii sunt de teapa portăreilor de la ANAF? Da, eu nu, cred totuși că nu. Eu discut despre șeful unei eu instituții, cred că între judecători președintele și ANAF, adică totuși și funcționarii de la ANAF este o mare diferență și există câțiva judecători, dar foarte puțini și, nu știu, sper să devină din ce în ce mai mult, care mai au totuși curajul opiniilor lor, mai ales că s-a dispus pe undeva prin Ardeal soluția, că dacă era pe aici, pe la București, pe la înalta acum, curte... Acum nu vreau să vă contrazic, dar eu problemele din sentința aia și din ideea aia cu președintele, cu repunerea în situația anterioară,
și mi-o confirmă și niște avocați specializați în sensul ăsta, spun că s-a referit la trecerea imobilului în s-a desființat titlul de proprietate. Da, asta înseamnă eu nu vă contrazic, dar mie așa îmi pare, adică sentința. Deci, ca să folosești chichițe în favoarea ta, exact cum a zis și Dragnea acum, aici a avut dreptate, să folosești niște chichițe avocățești în favoarea ta și într-adevăr să stai până vine fiscul, până obține titlul executor. Și atunci aștepți. Până nu știu ce, că ele oricum a tras de procesul ăsta și a făcut și că extraordinare și tot. Și acum așteaptă și folosește niște chichițe și ce nu vă dau banii că trebuie să faceți. Da. Titluri, să calculați, să nu știu ce să mai faceți. Să sigur că el se poate prevala președinte acum, de orice. Acum orice român, punem orice, oricărui român. Dar este că banii român trebuie să-i dea, adică nu e niciun dubiu că banii trebuie să-i dea. Oare de ce Dragnea s-a apucat să răscolească subiectul ăsta al banilor și al casei pierdute, a imobilului pierdut de familia Iohannis? Subiectul ăsta este vechi de 2 ani de zile. Și Dragnea l-a redescoperit în iulie 2018. Corect. Și a vorbit și vorbește cu Ministerul de Finanțe și cu ANAF-ul să-l execute pe președinte după ce acest subiect, repet, era pe tapet de 2 ani de zile. De ce n-a vorbit Dragnea de subiectul ăsta 2 ani de zile? I-a dispărut. S-a trezit el în luna iulie, pe la mijloc, da? Că sunt niște probleme cu banii președintelui Iohannis. Da, nu. E un subiect bun de imagine. Este ceartă, da, acum între ministerul, ministrul lui de finanțe cu șeful lui de pus de la fisc, da? Doi PSD se ceartă pe niște bani care au legătură cu Iohannis, iar Dragnea, și că acum îi împacă. Dacă Dragnea ar fi pus subiectul cu mâna, hai să nu ascundem după dege. Dacă Dragnea ar fi fost primit la negocieri sau ar fi mers bine negocierile sale cu Iohannis în forma în care are Dragnea nevoie, că el are într-o singură formă nevoie, să nu mai, să fii sincer că tică e ceasul. Hai să vezi că se uita și de executare. Dragnea cred că îl lua pe Mișa de guler și zicea rupe naibii hârtiile alea și dă-le încolo. Acum dacă el e scos din cărți, la negocieri nu mai e, la numirile, că tot vorbim de vorba Olteanului, vorbim de povestea cu DNA-ul, e cu siguranță scos din toate cărțile și nu face niciun joc acolo, tot la Tudorel și poate la Iohannis se vor face. Deci ieși și de acolo, ieși și de acolo. Ce să facă? Mușcă și el, știți cum e câinele ăla mic? Să nu o să dau un nume de rasă, că să nu se simtă câini jigniți, da. Dom'le, când să muște și el, ăia mari se luptă în colțel și vine și el mic. De-aia nu dau, nu jignez niciun câine. Iar în alianță se vorbește de candidat unic. Da, păi, ca să care nu e în persoana domnului. Care nu e, cine nu e în bucătăria partidului său. Despre asta e vorba. Deci a mai dispărut și un dușman. Cine ar fi crezut, dragi invitați, că trecem la următorul subiect greu al SEI, cine ar fi crezut că în anul de grație 2018, cu guvernare mare, da, în iulie 2018, Dragnea este scos din toate cărțile și din toate negocierile pentru numirea șefului DICOT, care s-a întâmplat ieri, și pentru numirea viitorului șef al DNA. Pentru că toate informațiile arată că Dragnea este PA. Dragnea nu face parte nicio discuție. Eu aș fi crezut. Este Toader, este Tăricianu, este doamna Șmită Ineală, sunt băieții de la CSM, Codruțolaru, băieții. Și Dragnea, stăpânul, da, de facto al alianței de guvernare, nu are niciun cuvânt de spus în numirea șefilor. Vă imaginați cât a suferit în tăcere Dragnea și s-a gândit că va veni clipa în care el cu mâna lui o să pună șef la DNA și șef la DICOT ca să poată să-și belească adversarii politici și uite că nu i-a ieșit. Haideți să vedem ce se întâmplă la DNA, pentru că evoluează. Amendament. Tudorel Toader joacă foarte inteligent cartea asta, foarte inteligent, și o să vedeți imediat de ce. Direcția de resurse umane va verifica dosarele candidaților. Va verifica să vadă dacă fiecare dosar conține toate piesele necesare. Pentru șefia Direcției Naționale Anticorupție și-au depus CV-urile doar 4 candidați. Florentina Mirică, Marius Iacob, Cristian Lazăr și Elena Grecu. Joi, începând cu orele 9, voi convoca membrii comisiei pentru interviu, evident, și candidații. După care vineri deliberăm, vineri ajungem la o concluzie, funcție de care continuăm procedura. Tudorel Toader a anunțat că nu se grăbește să încheie procedurile de numire. Sigur că este foarte posibil ca unul din cei 4 să fie
desemnat candidat pentru șefia DNA-ului, după cum tot foarte posibil este ca nici unul să nu fie desemnat și atunci vom relua procedura. Primul procuror care și-a depus candidatura pentru șefia DNA este Florentina Mirică. Aceasta este de aproape 8 ani la DNA. De-a lungul timpului, ea a realizat mai multe dosare mediatizate. Judecătorul Stan Mustață, afaceristul Dinel Staicu, șpaga pentru achitare, fostul boxer Rudel Obreja, șpagă la Curtea Supremă sau afaceristul Cătălin Chelu, mită la MAI. În urmă cu ceva timp, Florentina Mirică a fost judecată pentru abatere disciplinare. Asta după ce inspecția judiciară a declanșat o anchetă disciplinară la plângerile făcute de fostul ministru de interne, chestorul Petre Tobă, și de fostul șef DIPI, Rareș Văduva, pentru diseminarea fără drept de informații clasificate secret de stat. Al doilea candidat este Marius Iacob, fostul adjunct al Laurei Codruța Chioveși. Cei doi au lucrat împreună și la parchetul general. Marius Iacob și-a început cariera în 1994 ca procuror la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 6 București. Marius Iacob este procurorul care a instrumentat dosarul copiilor morți la maternitatea Giulești, a coordonat ancheta DNA în cazul colectiv și dosarele lui Sorin Ovidiu Vântu, dar și dosarul Elodia Ghinescu, avocata dispărută fără urmă. Următorul pe listă a fost procurorul Cristian Lazăr de la Parchetul General. Lazăr este adjunct al șefului secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație. El este cel care a instrumentat dosarul închisorilor CIA pe teritoriul României și tot el a dispus închiderea dosarului de plagiat al lui Victor Ponta. Ultima apărută pe listă este procuroarea Elena Grecu. Aceasta lucrează din 2015 ca șefă a biroului juridic al DNA, structura centrală. Anterior a fost procuror general al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Da, lucruri interesante. Ați văzut, ca să fac o glumă neinspirată, sper să nu se supere ăștia de la DNA să ne facă niște dosare, Doamne ferește, dosar de procuror. Da, e dosar de candidatură, da, pentru conducerea DNA, dar promit că sunt mai atent cu glumele când vine vorba de DNA, că și așa ne urmăresc, ne-au trimis și niște drepturi la replică. Cu cine vreți să începem, dragi invitați? Doamna Mocanu, începem cu doamna Mirică. Dânsa are o poveste foarte frumoasă, a fost procuror la Buftea, celebra localitate de lângă București. Și-a rezolvat șeful, cum se spune în limbaj procuroresc, în sensul că l-a ajutat puțin să facă pușcărie pe Nelu Carpen, după care i-a luat locul, după care a fost promovată la DNA Central și a devenit o apropiată a doamnei Chioveși. Și sunt corecte informațiile din dosar de procuror? Da, dar eu n-aș vrea să mă refer așa doar la doamna Mirică. Eu aș vrea să mă refer la toți trei la pachet. Da. Eu cred că s-a făcut așa o ședință și s-a discutat și a zis cine vrea să se facă de râsul lumii. Și s-au sacrificat trei. Că sigur, mai era și domnul Popovi și domnul Volintiru, că și ei sunt cam în aceeași manieră de a instrumenta dosare. Domnul Bulancea? Mă scuzați, da, pe primul loc domnul Bulancea. Chiar aș fi votat cu domnul Bulancea dacă era pe voturi. Da, aveți dreptate. O mare curiozitate. Chiar domnul Bulancea, de ce nu și-a depus candidatura? Da, nu știu, mi se pare șocant. Doamna, am aflat sau de demisia, ce, cum ar spune am aflat de ce doamna Veverița nu și-a depus candidatura, pentru că nu avea vechimea. Deci nu putea să candideze. Cine? Din păcate, doamna procurarul Dragă, nu știu cum o cheamă, Lăncrânjan. Doamna Lăncrânjan. Deci zice lumea Veverița, Veverița, mă scuzați. Da. Așa a rămas în folclorul popular. Nu sunt de acord cu acest epitet, cu această... Nu, da, așa zice presa, nu știu dacă e ceva. E de notorietate, toată lumea spune, nu cred că e ceva jignitor. Doamna Lăncrânjan, dacă doriți să ne dați un drept la replică... Dar este un animal foarte drăguț, Veverița. Mie îmi place numele ăsta. Bine, atunci să se consemneze că și eu mă refeream la un câine mic de pluș, nu de un câine... Veverița este un animal... Drăguț. Drăguț. Mie îmi place Veverița. Da, chiar e drăguț. Și atunci, de aceea am aflat de ce nu a candidat. Dar eu cred că și-au făcut cu bețișoare. Și au zis, cine trage primii trei care trageți bețișoarele scurte, vă duce să candidați ca să vă puteți face de râs suficient. Pentru că eu nu pot să-mi imaginez cum de la trecut lor prin cap că după ce Tudorel Toader a revocat-o pe doamna Chioveși și pentru activitatea în principal a procurorilor din subordine, că nu scria doamna Chioveși și plângea rechizitorii singură în birou. Le scria împreună cu procurorii aceștia. Mai mult decât atât, ei aveau funcții de conducere. Ei coordonau niște procurori și le confirmau rechizitorile,
inclusiv ale lui Portocală, erau confirmate de astfel de procurori și ale lui Onea, care sunt suspecți acum. Și atunci, evident că nici nu se poate pune problema, vreo secundă, ca vreunul dintre cei cu funcții de conducere astăzi în DNA să poată să aibă vreo șansă, pentru că domnul Tudorel Toader asta vrea acolo, a spus foarte clar, da, vrea să fie făcută o reformă. Vă văd foarte pasională pe subiectul ăsta, chiar mă uitam aici în oală, în previzualizare, doamna Mirică totuși n-a dat așa de multe rasoale. Așa este, nu, asta vreau să spun. Scandalul, da, cu Stan Mustață, da, într-adevăr, este Stan Mustață, care știm scandalul public cu fostul președinte. Da, cu... Nu, aveți dreptate. Da? Deci doamna Mirică, dintre toți, nu este cea mai digerabilă, în sensul că a mai dat și niște clasări, știți că a dat procurorilor care au ajuns în final la pușcărie, alea pe soluție, le-a dat clasare inițial doamna Mirică și șeful domniei sale, domnul Popovici, de asta spun că lipsește din panoplia aceasta, i-a infirmat soluția și le-a făcut rechizitoriu, că nu era bună soluția și le-a trimis la pușcărie. Ce spune Silviu mă provoca pe mine, Stan Mustață, din toate alea, eu exact la Stan Mustață am semne de întrebare și o să vă spun de ce. Nu că omul n-ar fi un excroc ticălos, dincolo că e infractor condamnat, dar sunt două suspiciuni majore pe dosarul ăla. Unul momentul când moment. Fixă la intrat în dosarul lui Voiculescu. Hai să zicem că a fost o coincidență și nefericită, nu, și nu o comentez nici asta. Dar, dragul meu Silviu, pe Stan Mustață, aici e mare mea revoltă și of, n-am, l-au ascultat aproape 3 ani de zile cu toate mijloacele specifice și nu l-au săltat nicio secundă, deși ăla vorbea în baie, nu atunci, ci cu luni multe în urmă, despre cum copil lovit și o petrecere și omorât sau băgat în spital și ăla să ia cu suspendare infractorul care a lovit copilul și câte alte ticăloșii. Și ani de zile au fost interceptările. Păi iartă-mă, dar eu dacă aveam acces la o astfel de informație, înregistrându-l pe ăla cu tehnică specială, cum ăla vinde viața unui copil pe niște mii de euro ca să trimită cu suspendare un infractor, mă duceam peste el cu mascații, nu atunci, nu, mă duceam cu luni de zile în urmă. Nu, dar să știți că nu i-au făcut dosar pentru copilul. Păi asta vă spun, dar stenogramele alea, astea erau, că le-am citit și eu. Sigur, asta spun, momentul ales este unul, dar nu e, într-adevăr, nu e singura situație. Eu s-a lăsat pervers să știți că o să vă subim și o să iau apărarea doamnei Mirică și vă spun și de ce. Cu bune, cu rele, dacă mă uit pe CV-ul și suntem obiectivi pe CV-ul profesional, cât am putut noi să-l prezentăm, mită la MEAI, la fel este un dosar foarte ciudat în care doamna Mirica a dat rasol în sensul că s-a întors rechizitoriul la refăcut și așa mai departe, cu DIPI, cu niște fonduri operative, da, fonduri operative care au ajuns și pe la DNA. Că doamna Mirica a acuzat pe ea de la DIPI că cumpără pixul, da? Nu s-au luat niște achitări în primă instanță? Nu. Încă nu a ajuns în instanță, e foarte complicată povestea. Dar ce vreau să vă spun? Nu, dintre toți, într-adevăr, e cea mai digerabilă, dar oricum, Mirică, faptul că s-a asociat pe scări cu doamna Chioveși nu o califică deloc pentru acest Doamna funcție. Mirică are rezultate mult mai bune decât doamna Chioveși când a intrat în funcție. Corect. Doamna Chioveși, să ne aducem aminte, avea 28 de ani, 29 de ani și a fost adusă de la Sibiu cu activitate aproape zero, procurorul general al României. Doamna Mirică are mai multe rezultate profesionale decât doamna Chioveși când a venit în 2006 de la Sibiu la București. Trebuie să fim obiectivi, corect, da? Corect, dar știți cum a zis Tudorel Toader? Că au experiență într-adevăr, dar nu știm dacă este bună. E adevărat. Activitate și experiență are doamna Mirică, a lucrat ceva, nu este nici atât de rea cum sunt ceilalți, dar asocierea aceasta a domniei sale cu doamna Chioveși, cu ieșitul pe scări, cu plimbatul de mânuță pe la inspecția judiciară, nu o califică deloc să îi ia locul. Păi, asta este. Era șefa dumneavoastră. Mihai Diac, te rog. Păi, să te duci de mână cu doamna Chioveși și la inspecție. Haideți, interactiv. Decodificarea acestei situații o vedem din declarația ministrului Toader, la final, care spune foarte clar. E posibil ca niciunul dintre cei patru să nu obțină funcția și atunci reluăm procedura. Aici, de fapt, ministrul ne decodifică ce se va întâmpla. Eu cred că niciunul nu va câștiga funcția de șef al DNA-ului. Înseamnă că nu i-au plăcut candidații, nu-i plac candidații lui Toader, asta să înțelegem? Printre cei patru, nu a venit cine trebuie, nu? Printre cei patru, exact, nu e cel vedeți care trebuie să câștige. Data trecută a venit Bănilă cu Horodnicianu și a plăcut lui Toader, deși au fost doi, acum sunt patru. Haideți să trecem la următorul procuror, să intrăm prin toți. Ne dăm cu părerea, poate votăm, nu votăm. Așa e cu presa, suntem ca în arena publică, da? E bună doamna Mirică, domnul avocat? Spuneți, da sau nu?
Eu nu sau nu aveți curaj? Aveți dosare pe la DNA? Aveți clienți pe acolo? Nu sunt fricos niciodată, dar eu m-aș pronunța un pic altfel și aș încerca să o tratez mai echidistant. Nu neapărat pe doamna Mirica, ci o opțiune. Avem o situație în care ministrul Toader este pus să aleagă între un procuror din sistem, un procuror care să ducă activitatea DNA în același sens și eventual să repare niște carențe, pentru că eu sunt tentat să contrazic invitații din platou. Motivele revocării doamnei Chioveș și cel puțin cele expuse au privit activitatea exclusivă a doamnei Chioveș, chiar dacă se referea și la activitatea unor subordonați. Deci, prima variantă, să se meargă cu oameni din interiorul DNA-ului, lucru care, într-un stat normal, ar fi foarte normal. Mie mi se pare foarte normal să fii șef de structură și să știi cu ce se mănâncă structura respectivă, sau aduci un om din afara sistemului, foarte bun profesionist, care să reformeze sistemul și să îl înscrie într-o altă paradigmă. Este evident că domnul Tudorel Toader își dorește să apeleze la cea de-a doua opțiune. Nu știu dacă este o opțiune bună, nu vreau să calific în niciun fel nici probitatea morală și nici probitatea profesională a niciunuia dintre cei înscriși în cursă, dar este posibil ca domnul Tudorel Toader, pentru a nu știu câta oară, să ne arate o fentă. Eu cred că totuși va face opțiune. Asta este opinia dumneavoastră, să mergem mai departe, să vedem următorul candidat, să trecem... Pentru outsider, cred că... Outsider. Haideți să-l vedem pe domnul Iacob, da? Domnul Iacob, Marius Iacob, cazul Elodia, Dan Bucura... Eu aici aș vrea să spun că îmi pare atât de tare, atât de rău că domnul Iacob s-a dus la DNA și că a ratat ocazia să fie un procuror bun. Este un procuror bun. Da, foarte bun. Nu, nu, este un profesionist. Păi asta voiam să spun, a ratat ocazia să fie menționat ca un bun profesionist, pentru că dacă ar fi rămas acolo pe domeniul pe care îl cunoștea și în care făcea treabă bună, ar fi fost un lucru extraordinar. S-a dus acolo, a intrat în acea cloacă, în acel malaxor unde nu mai știi ce e bun și ce nu e bun, și acum renumele domniei sale, care era într-adevăr la momentul la care s-a dus acolo unul bun, a fost pătat. Astăzi, evident că nu are cum să fie șeful DNA un om care este văzut ca umbra doamnei Chioveși. Cu certitudine nu numit de Tudorel Toader, asta este evident. Dar s-ar putea întoarce, zic eu, domnul Iacob, și să facă activitatea pe care o cunoaște foarte bine. Înainte să ajungă domnul Iacob la DNA, avea imaginea asta ca un procuror bun în zona asta criminalistică, da? Era cunoscut înainte. El nu și-a făcut numele la DNA precum doamna Chioveși. El a avut înainte un nume de bun procuror. Într-adevăr, acum în mapa lui profesională probabil contează funcția înaltă de la DNA, dar nu va conta, sau mă rog, va conta negativ în ochii ministrului Toader și în ochii opiniei publice. El a fost mâna dreaptă a doamnei Chioveși. Doamna Chioveși era mâna ei dreaptă, domnul Iacob nu are cum să fie bun. Da, a fost trimis în anchetă disciplinară de doamna Chioveș. Dan Bucura, ce părere? Are șansă Marius Iacob? Asta e foarte cunoscând greu criteriile lui Tudorel Toader. Păi aia e că nu le cunosc. Că am văzut că e atât de trahanat, ca să folosesc un termen caragelesc, domnul Toader, încât e greu să anticipez ce va face. Păi logica lui este... Poate va ține peștea în teste și în analize până pe la toamnă sau până mai știu eu pe unde. Gândește-te că ne-a ținut cu revocarea. Hai să ne amintim la domnul Toader cum aveam cu revocarea aia, parcă era saga, un serial de ăla, de ținea săptămâni, cum îl prindea presa și întreba: am decizia, dar încă nu e oportun să vă comunic. Și am stat așa vreo 3 luni de zile, parcă. Sau... Așa o fi și aici. Nu știu, e foarte greu. Din punctul meu de vedere, Marius Iacob are un CV cel puțin decent din punctul ăsta de vedere. De sentințe, dacă le comentezi, zici, na, e greu. Pe Elodia n-a găsit-o, colectivul firar să fie un dosar de care înțeleg că o să ne batem joc, pentru că e în dulcele stil mioritic pe care l-am trăit și la dosarele lui Dragnea, domnul sau doamna judecătoare din acel dosar tocmai a descoperit mirajul pensiei, motiv pentru care s-a dus naibii toată această poveste și memoria. Mizerie, o luăm de la zero, da? Adică, practic dosarul mi-a venit greață. Dacă pe doamna aia care a plecat atunci și a lăsat pe toți, pe Dragnea, Tăricianu, i-a dat înapoi, pot să înțeleg că, nu știu, cu culoarul unic, cu naiba,
Curaj, dar ăsta dar care de ce, a plecat... De unde știți ce e dosarul ăla? Credeți-mă că nu e nici nu, deloc. Nu, vreau să vă spun că o înțeleg că s-a pensionat, că o fi luat-o capul când a văzut ce era acolo. Că nu l-a luat, dar în colectiv aveai, n-ai voie ca pentru memoria acelor tineri, atâtor oameni care și-au pierdut. N-ai voie să fii partizan. Pe ce partizan? La moarte acolo. Unde până la moarte? Stă pe dosar până la moarte. Păi să-l termine, dar nu să plece în pensie să-și bată joc de oamenii aia care așteaptă o sentință. Eu aia spun. Ai descoperit pensia după ce ani de zile ai avut salarii, ai avut inamobilitate, ai avut pe Dumnezeu ce ai mai avut și acum descoperi pensia și o dăm de la zero. Eu, dosarul eu, ca și ai vrut. Nu, mi se pare o rușine. Nu trebuia să-i dea voie să plece. Jur, pe cuvântul meu se pare. Nu avea voie să plece. Este... Dar cum să nu aibă voie? Nu, da. Da, pentru că țara asta ți-a dat atâtea privilegii că pe mine dacă mă greșesc mă sancționează la muncă. Pe Silviu Mănăstire la fel. Pe judecător nu-i sancționează nimeni. Privilegiile pe care le au în timpul vieții active nu le are nicio altă categorie socială. Mă pricep un pic din interior și vă spun următorul. Faptul că acest dosar s-a făcut sub presiunea asta publică, în care trebuia neapărat să luăm gâtul la cineva urgent. Nu e de bine. Și eu vă spun că acest dosar va fi un fiasco nu în final. Nu este bine implementat. Nu va mai fi nimic, că înțeleg că e la zero. Acum o luăm de la zero, de dacă de la se mai pensionează și următorul. S-a prescris și crima dacă a fost. Adică nu s-a prescris. Până credeți că a fost crimă? Dar și dacă ar fi fost, eu asta vă spun. Dacă mergem așa cu trei pensionări în cascadă, o să fie o bătrân sau nepoții mei o să prindă, să audă de un dosar colectiv, de s-ar prescrie și prima. Eu aș vrea o soluție corectă care să nu atragă... Eu aș vrea o soluție, da. Eu nu sunt de acord. Păi, să nu atragă decizii la CEDO și victime colaterale pentru că trebuia găsit acolo. Spuneți asta familiilor care așteaptă o sentință. Și eu am prieteni care au murit acolo, am prieteni care au scăpat de acolo. Nu, e nedrept. Dar nu se poate să găsi niște vinovați pentru că au murit niște oameni. Domnilor avocați, cât e rezonabil să se judece dosarul colectiv, o mai ținem 5 ani, e bine? Cât spunem, mai stăm 5 ani cu el în judecată, colectiv? Nu este vorba de cât stăm. Este important, este să judecăm corect. Și eu cred că judecătorul din acest dosar s-a speriat de ceva, dacă mă întrebați pe mine, pentru că nu mai altfel nu ieșa la pensie. Bun, hai că vă explic de ce ieși la pensie, după părerea mea. Da. Deci Marius Iacob a făcut un dosar prost. Nu, stați un pic. El este autorul dosarului colectiv. Nu. Acest dosar a fost foarte interesant. Eu zic da. Și pentru case de avocatură care au venit să apere familiile acelea despre care vorbiți dumneavoastră pro bono, în schimbul a ceea ce se va obține până la momentul la care judecătorul Terceanu a respins cererea de introducere în cauza statului român. Ca să știți. Așa că pentru cei a căror... cum să zic, al căror interes îl apărați, s-ar putea să fie bine că judecătorul s-a pensionat. Că se reia tot. Inclusiv judecarea cererii de introducere în cauza statului român. Pentru că dacă vor rămâne doar... Lăsați-mă să termin. Dacă vor rămâne doar acei inculpați în cauză, vă spun eu, au venit prietenii decedaților și au cerut daune de 1 milion de euro. Înțelegeți? Acele milioane, sute de milioane, zeci de milioane de parcă viața unui om care a murit într-o situație tragică se poate cuantifica în lei, cu, iertați-mă, merg până la capăt, cu mame care au venit și au început să spună, da, eu vreau atât, da, eu vreau... Nu e ok. Nu e ok. Și așa că judecătorul Terceanu, probabil având în vedere și antecedentele, situațiile din familia domniei sale, i s-a spus că ar fi mai bine să se pensioneze ca să se reia cauza. Dacă statul are posibilitatea să-i spună unui judecător că e mai bine să facă una sau să facă alta, păi nu, acum atunci aceeași structură trebuie să-i spună și să meargă la pușcărie dacă face ce mizerii descrie dumneavoastră acolo. De ce de mizerii? Păi ați spus, tocmai ați descris dumneavoastră, eu nu zic că face, că nu face. Domnul judecător a decis, este public, a decis ca statul român să nu fie introdus în cauză, pentru că nu are calitate domnilor, statul român. Domnilor, să-mi exprim și eu opinia pentru telespectator, ca să înțeleagă cum văd eu lucrurile astea, că până la urmă e dosar de politician. Opinia mea, imaginați-vă că după atentatele de la 11 septembrie din 2001, care practic au schimbat istoria Americii, da, păstrând, repet, proporțiile, da, după acea tragedie, judecătorul care practic a intrat în dosarul ăla, da, că a fost dosar și la atentatele din 11 septembrie. Judecătorul acela s-ar fi pensionat din state. Uite, spun, domnule,
până ajungem așa, mă pensionez, mai vedem și așa mai departe. Păstrând proporțiile, cam asta s-a întâmplat și în dosarul colectiv. Încă dosarul colectiv a fost pentru România, doamna Mocanu, domnule Drăgan. Vreau să vă dau și un exemplu exact. A fost un dosar cu mare încărcătură politică, emoțională și socială. Pentru că începând de la colectiv, am avut oameni în stradă, am avut societatea civilă care s-a reactivat. Este un creuzet. Ați dat un exemplu perfect. Deci ca și cum atunci, în 2001, când au intrat cu avionul în niște turnuri, s-ar fi trimis în judecată directorul de la aeroportul de unde au plecat avioanele și s-ar fi cerut să repare toate daunele și eventual să primească 150 de ani de pușcărie. Credeți că companiile aeriene, care nu au respectat măsurile de siguranță care erau în vigoare, așa cum erau în vigoare, că de aceea s-au și schimbat. Le-au respectat așa cum le-au respectat și cei după care ce s-a întâmplat, le-au verificat. Ce s-a întâmplat, în Statele Unite s-a blocat și nu numai, peste tot s-au blocat cabinele piloților și așa mai departe. Pentru că atunci, la acel moment, așa erau regulile. N-a încălcat nimeni nicio regulă și n-a fost nimeni judecat pentru ce s-a întâmplat din cei care au plecat de pe aeroport, director de aeroport sau cei care au verificat, pentru că așa erau regulile. Așa erau regulile, să știți, și la colectiv. Atunci, așa cum le-au aplicat. Atunci e ok, dacă opinia noastră este că au murit 68 de oameni. Nu, nu, O soluție trebuie să fie fundamentată pe probe. Trebuie să vină măcar la 10 ani după tragedia asta. Nu vă întreb la un an, nu la 10. La noi s-ar putea să vină peste 15 ani. Mi se pare normal? Nu ne stabiliți nouă vină pentru o conduită a unui om care a decis ce să facă. Dumneavoastră, stați puțin, eu vă întrebam ceva, vreau să mă spuneți să vă stabilesc o vină, nu înțeleg. Eu vă spun, normalitatea, într-o țară normală, la cap o sentință de asta, trebuie să vină într-un termen rezonabil de 4-5 ani. Într-un termen rezonabil și numai fundamentată pe probe. Păi, termenul ăla rezonabil nu se poate întâmpla și nu o să se întâmple, vă dau scris aici, și din cauza unui magistrat care pleacă la pensie după ce o viață întreagă a avut o serie de privilegii din partea statului român. Deci dosarul Dragnea, după ce s-a reluat, n-a mai durat foarte mult. Credeți-mă, că nu se reia totul la fel. Haideți să mai vedem un candidat. Haideți să mai vedem un candidat pentru șefia DNA, doamna Grecu, da? Să vedem pe doamna Grecu, necunoscută opiniei publice, dânsa lucrează la departamentul, la serviciul juridic, da, din DNA. Doamna Mocanu, ce face doamna Grecu acolo la DNA? O să vă spun. Deci aici chiar îmi place ca candidat doamna Grecu. Este procuror de ședință, sau mă rog, coordonează, cred că merge și ședințe, am văzut-o în câteva ședințe. Ei se duc la ședințe și zic să primească condamnații mulți ani de pușcărie. Nu contează ce se întâmplă în cercetarea judecătorească, ce probe se administrează în fața judecătorului, cum este rechizitorului. Ei nu spun decât să primească mulți ani de pușcărie. După ce se pronunță, să ceară achitare procurorul. Da, procurorul apără drepturile și libertățile fundamentale, că tocmai ne-a spus doamna Tarcea că asta face procurorul. Dacă din cursul anchetei rezultă că persoana este nevinovată, trebuie să ceară achitarea, clar. Mai mult decât atât, dacă judecătorul de rea credință, unul, dau niște pedepse, vă cruciți, îi dă 10 ani și 10 ani este maximum, ei mai fac apel că li se pare că ar mai trebui un spor de încă 3-7-50 de ani. Niciodată DNA-ul nu analizează probele, nu analizează ce se întâmplă în cursul, adică acești procurori care ar trebui să vadă ce se întâmplă în dosare, cum se desfășoară cercetarea. Procurorul ăsta de ședință al DNA, cum este doamna Grecu, nu poate să aibă o opinie separată față de procurorul de caz. Păi cum se spune procurorul de caz? A făcut o mizerie de rechizitoriu, la revedere? Nu o să spună asta în instanță? Dar în instanță se administrează probe. Da. Și s-ar putea ca acele probe să infirme situația. Procurorul este liber să spună ce concluzii crede el de cuvință. Deci ce concluzii orale poate să pună? Dumneavoastră, în experiența dumneavoastră, ați văzut vreun procuror DNA de ședință care să infirme ce spune procurorul DNA inchizitorul? Nu, dar alți procurori, alți procurori există și așa ar trebui să fie. Așa învățăm noi la școală, că dacă te duci tu ca procuror și vezi în timpul cercetării că persoana este nevinovată, evident că pui concluzii de achitare, pentru că tu aperi drepturile și libertățile cetățeanului. Tu nu te duci acolo să obții, că mai aud, a obținut o condamnare. Păi dacă ăla era nevinovat, adică a obținut, dar ce, ne ducem să facem un concurs de obținut de condamnări sau ne ducem să
aflăm adevărul în fața judecătorului și toată lumea vrea să afle adevărul. Și cetățenii, și procurorii, și judecătorii. Acolo așa trebuie să fie. Ei sunt niște avocați, cum sunt avocații din oficiu și zic achitați-l sau mă rog, dați-și lui mai puțin că i-a mărât. Da, așa face și procurorul. Să zice, dați-i condamnare, mulți ani de pușcărie, no, citește, un nenorocit. Citește niște rânduri din rechizitoriu și atât. Și face apel și ce era cel mai bun era rechizitoriul nostru. Și ăsta este pentru ceea ce doamna Grecu ia 200 de milioane pe lună. Ca să facă rezumatul rechizitorului în fiecare ședință. Da, deci ea este șeful biroului juridic. Practic, dânsa coordonează toți procurorii de ședință, da? Pe unii asta dintre este funcția, ei, da. Pe unii dintre cei de ședință, da. Da. Mai sunt și alții. Scurtă pauză comercială, discutăm tot despre Liviu Dragnea, nu ne putem despărți de el. Acum două săptămâni, șeful PSD a anunțat că a reputat o victorie importantă pentru toți românii, că a reușit să-i taxeze pe cei care exploatează gazele de la Marea Neagră, că a pus biruri și că românii vor avea de câștigat foarte mulți bani. După o săptămână, chix. Tot ceea ce a spus că a făcut Dragnea urmează să șteargă printr-o ordonanță de urgență. O să vedeți detaliile acestui caz extrem de revoltător după câteva minute. Ce s-a adoptat în lege trebuie să fie pus limpede, pus clar și fără echivoc și în anexa care cuprinde formula de calcul pentru deducerile pentru impozitul pe veniturile suplimentare și pentru deducerile din acest impozit. Și anume este vorba de valoarea investițiilor despre care se vorbește în lege, că este firesc să se deducă investițiile, dar nu este foarte bine clarificat în lege și nu se deduc toate investițiile odată, ci într-o perioadă de timp, în așa fel încât statul român să primească bani, dar în același timp și companiile care investesc să poată să se mențină deasupra costurilor, pentru că ideea e că noi avem nevoie de acele gaze, avem nevoie ca cineva să le scoată, dar cei care le scot trebuie să nu lucreze în pierdere și să aibă și nivelul de cash flow firesc și necesar. Asta va trebui să cuprindă ordonanța. Am avut o discuție cu doamna prim-ministru, cu domnul Teodorovici. Urmează, nu știu, nu cred că s-a promulgat legea, după ce legea va fi promulgată, vom avea din nou o discuție în coaliție cu doamna prim-ministru, cu ministrul energiei, cu domnul Teodorovici și cu domnul Toader, unde să discutăm despre prevederile din ordonanță, care, repet, urmăresc să clarifice aceste lucruri. În schimb, urmăresc de asemenea să întărească ceea ce s-a stabilit, și anume acea cotă de 50% pentru producția de gaze care să fie comercializată pe piața din România să nu se schimbe, și de asemenea prevederile pentru domeniul specific din offshore, pentru a fie o stabilitate și o predictibilitate pentru cei care au investit deja, care urmează să investească, și pentru cei care vor veni să se înscrie la celelalte perimetre care vor fi disponibile în Marea Neagră. Această ordonanță este necesară pentru că legea respectivă trebuie să fie una foarte clară și fără echivoc. Pentru că în anii următorii 5, 10, 15, 20... Nu este de noaptea minții povestea asta, la fel este o poveste cu sută coață albă. Zice Dragnea așa, dăm ordonanța, după o săptămână după ce a trecut legea gazelor naturale din Marea Neagră, pentru ca legea să fie una foarte clară și fără echivoc. Păi măi, oameni buni, de ce n-ați făcut de la bun început legea să fie clară și fără echivoc? De ce e nevoie de ordonanță? Mihai Diac? E aberant, e președintele Camerei Deputaților. Dacă vrei o lege clară, fă-o în Parlament, în Camera Deputaților, unde ești, ai autoritate. Nu vii după aia și spui că guvernul Dăncilă, în cazul de față, e mai inteligent decât Parlamentul României. Este ilogic. Deci eu cred, e o supoziție, cred că legea n-a ieșit în varianta pe care o dorea Liviu Dragnea. Și poate că nu varianta pe care o dorea Liviu Dragnea, ci varianta care i s-a sugerat. Pentru că să nu uităm, sunt cantități uriașe, sunt sume uriașe, 400 miliarde de metri cubi de gaze, parcă așa spunea chiar domnul Dragnea,
Sunt presiuni care se fac, poate chiar asupra statului român, și nu poate. Sigur se fac și poate că domnul Dragnea face și el un joc al cuiva. Și al cui, Mihai Diac? Al cui joc să facă? Deci omul ăsta s-a bătut cu cărămida în piept, că a obținut lucruri extrem de importante pentru statul român, pentru români. Și peste o săptămână spune, măi, parcă nu e așa, parcă trebuie să mai facem păi fără iată echivoc. Că nu le, iată că în Parlament nu le-a obținut, pentru că dacă le obținea, nu mai se ducea discuția despre ordonanță de urgență. E clar că în Parlament n-a ieșit cum trebuia. Trebuia să iasă un pic altfel. Dar nu are logică, pentru că el controlează majoritatea parlamentară. Da, în Bucura, ce se ascunde în spatele acestei povești foarte sulfuroase? Acum, mă bucur să-l văd pe Dedi Dragnea că moare de grija românilor și a veniturilor pe care le vor încasa, dar nu l-am văzut atât de aplicat la tablă cum a ieșit, că uite, văd imaginile astea, nici când a fost cu creșterile salariale, cu pensii, cu nimic. Acum, brusc, a venit și a făcut o demonstrație atât de aplicată, culmea, în antiteză cu ceea care o așteptam, sincer, de la liberal, de exemplu, principalii contestatari ai acestor grafice pe care le-a prezentat Dragnea, ăia săracii mai la dos, mai ascuns, mai cu vocea discretă. Deci, cu siguranță, la cât îl cunosc pe Liviu Dragnea, are un interes major. Iar ideea de a nu trece prin Parlament, ci a băga direct acolo unde funcționează vioara sa, ca să nu zic viorica sa, vioara sa în guvernul României, mă duce cu siguranță la gândul că este un aranjament. E o negociere. Ce negociere? Cum? În favoare? E foarte greu să spun. Nu știu. Sunt, slavă Domnului, au un Parlament, comisii, ăștia, opoziția, să investigheze, să ne spună. Acum, dacă mai stăm să vedem tot noi să prindem pe Dragnea ce mangle are el. Informații importante pentru telespectatori, nu mai avem foarte mult timp. Legea asta a trecut de Senatul României și a trecut cum a vrut Călin Popescu Tăicianu și cei de la ALDE. Da. Din Senat a plecat cu o formă. Când a ajuns în Camera Deputaților, acolo unde controlează jocul Dragnea, au modificat toate prevederile importante stabilite de Tăicianu și de cei de la ALDE. După care legea a fost votat. Eu aș vrea să vă spun. După care Vosganian a ieșit de la ALDE și a spus nu e bine ce a făcut Dragnea în Camera Deputaților, că ne-a modificat nouă și am făcut la Senat. Și acum Dragnea iese și face modificările în sensul în care le cerea Vosganian și Tăricianu. Deci Dragnea a cedat din nou în fața celorlalți. Să vedem ce o să iasă, pentru că forma de la Senat era o mizerie, cu certitudine. Forma care a ieșit la cameră este mai bună, dar într-adevăr nu este foarte clară. Ceea ce explica el la tablă nu prea scrie în lege. Și tocmai ceva ar trebui cumva clarificat, pentru că sunt așa aruncate niște propoziții, nu se înțelege nimic din ea acolo. Și ar trebui făcut ceva. Dar eu mă întreb, ordonanța de urgență se dă în situații extraordinare, când apare urgență, și trebuie să motivezi. Urgență? Asta mă întreb, ce să zic? Noi am fost niște proști și n-am știut să scriem legea. Și acum nu se mai înțelege nimic din ea și vrem să o clarificăm. Dar dacă apare ordonanță în care statul pierde și se întâmplă niște nenorociri acolo, eu cred că inclusiv la Curtea Constituțională se poate ataca și poate să mulțumesc pice. Mulțumesc mult pentru prezență. Urmează Lumea lui Banciu. Rămâneți pe B1 TV. O seară bună în continuare. Numai bine!